Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată că în ultima perioadă, mijloacele de informare în masă prezintă o serie întreagă de aspecte referitoare la terenuri degradate, la ceea ce înseamnă creșterea suprafețelor prin deșertificare, ceea ce înseamnă că se reduc suprafețele utilizate în agricultura eficientă. Ori a lăsa terenurile neutilizate este o greșeală imensă și se caută soluții la nivel guvernamental și nu numai pentru a le pune în valoare, chiar dacă nu sunt cele potrivite pentru agricultura eficientă. Pentru a afla o serie întreagă de detalii referitoare la modalitatea de punere în valoare a acestor terenuri, am invitat-o în studioul Informația TV pe doamna Maria Antal, șefa Gărzii Forestiere Satu Mare, cea care o să vă prezinte în cele ce urmează câteva modalități de accesare practică a unor fonduri prin care se pot pune în valoare atât terenurile care ar urma să fie împădurite, cât și păduri existente care necesită întreținere, necesită revigorare, dacă doriți. Bine ați venit, doamna Maria Antal. Mulțumesc pentru invitație și vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Doamna Antal, așa cum prefațam, v-aș propune să prezentați telespectatorilor noștri oportunitățile pe care le au la dispoziție pentru a valorifica atât terenul care astăzi este degradat și ar merita să fie împădurit, dar și ceea ce spuneați noastră, terenuri cu vegetație forestieră, chiar. Da. Pentru cetățenii care doresc să își înființeze o plantație, există măsura 8.1, împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, care vine cu un aport financiar pentru deținătorii de terenuri care doresc să îl împădurească, în valoare de 13.000 de euro pe an și pe hectar la câmpie și la deal aproximativ 10.000 de euro. Condiția este ca suprafața terenului să fie de minim un hectar, deci se pornește de la un hectar, iar această măsură aduce, îmi cer scuze, aduce o noutate că după finalizarea plantației, deci după închiderea stării de masiv, statul plătește încă 12 ani pentru venitul agricol pe care respectivul solicitant nu și l-a Deci, luat de cât la APIA. ar pierde, Cât ar dacă e bine pierde, spus da, așa, prin ca să reorientarea în terenului, sens să exact? zicem, da. Pentru că majoritatea cetățenilor își primesc în momentul de față banii de la APIA pentru întreținerea terenurilor. Și Deci, practic, pentru erau cultivarea lor, ori iar a pentru cultivarea planta. lor sau chiar neapărat și nu neapărat cultivare, ci întreținere Menținerea curată, mare. dacă e bine Exact. spus așa, Da, ori da, e, da. avea o pădure înseamnă tot o formă de, știu eu, de cultură. De cultură, exact, da. Mai mult, această măsură susține și costul realizării proiectului tehnic și a gardului de împrejmuire a acestui teren și este ușor accesibilă, să zic eu. O solicitantul, uite, mă refer aici la telespectatorii noastre care consideră că s-ar încadra în această măsură, poate să ia legătura cu garda forestieră și noi le dăm atunci mai multe detalii în funcție de zona unde este În amplasat funcție de terenul amplasament, și dacă e bine spus, da? în Unde funcție de e terenul? amplasament, de unde e terenul, ce specii s-ar preta în zona respectivă și așa mai departe. Deci, în 6 ani de zile, până la închiderea stării de masiv, se plătesc de această sumă, v-am zis, aproximativ de 13.000 de euro pe an. Mai mult este un alt avantaj pe care vreau să-l subliniez pentru această măsură. Nu este obligatoriu ca
plantarea propriu-zisă și întreținerea ulterioară să se facă cu o firmă specializată. Poți să o faci dacă ai cu cine, cu rudele. Deci vecine și în regie proprie, cum s-ar da, spune. Exact. Nu? Dar atunci cine asigură materialul săditor, doamna materialul Antal? Adică săditor, cine păi... îi dă puietul? Pentru că cineva atunci când o să-i spună da, ai de urmat calea da. Respectivă, presupun că la întocmirea proiectului, spune mă băiatule, terenul ăla este potrivit pentru speciile forestiere cu tare, cu tare. Adică da. Așa îmi imaginez eu. Păi sunt pepiniere care cu asta se ocupă, care vând puieți. Și, și atunci puietul îl plătește statul sau îl cumpără omul din cele 13.000 de euro? Nu, îl cumpără din cele 13.000 de euro. Bun, ca să, ca dată, să fie totuși da, da, clar. Da. Deci cei 13.000 de euro anual, dacă da. E bine spus așa, înseamnă totalmente cheltuiele pe care le înregistrez, da? Adică, nu știu, pregătire teren, nu intru în detalii. Da, aici zic că depinde de teren. Depinde, de exemplu, și câți bani cheltuiești pentru, pentru pregătirea terenului. Dacă terenul a fost cultivat agricol, e mult mai ușor de pregătit terenul decât un teren, mă rog, înțelenit, să spun. Sau care e plin de tufe și de, de mărăcini, da, știi? Da. Da, 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 da. Unde probabil trebuie să intri cu un utilaj specializat, deci prima dată scot. Exact, și asta e mai costisitor. Ceea ce e acolo și după aia vorbesc despre pregătirea efectivă a terenului pentru plantat. Da, 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 da. La fel este și pentru terenurile degradate. La fel și pentru terenurile degradate. Noi am avut un terenul degradat de la Sâi din 2000, să nu mă înșel, 4, 5 s-a plantat, 3, 4 dacă nu mă înșel. Este cel mai semnificativ din județul Satu Mare. Ulterior nu au mai fost atâtea solicitări pentru împăduriri pe terenuri degradate. Da. Ceea ce da. Citeam cu ani în urmă, zicea, băi, acolo unde sunt vorba bine nisipuri mișcătoare, sunt tot felul de terenuri de astea problemă, zicea, băi, salcâmul e una dintre speciile care fixează oarecum da. Solul acolo. Dar da. În rest îmi imaginez că acel cineva care îi face proiectul îi spune în detaliu, ai nevoie de atâția da. Puie de, nu știu, frasin, ai atâția de stejar, de, adică nu știu până unde și cum că păi îmi imaginez. Păi de aceea se face proiectul tehnic de către un specialist. Cine bun, face dar, proiectul doamna, tehnic... Antal. Eu dețin terenul, da? Da. Ca proprietate. Ce trebuie să fac pentru că acel teren probabil figurează în circuit agricol, chiar dacă nu e da, utilizat, da? Da. Deci, ca să-l pot împăduri, trebuie ca cineva să-mi dea acea dezlegare, zic în ghilimele, să se scoată terenul din circuitul agricol, da? Ca ulterior să intre, nu știu, în circuitul forestier, sau da. Ce știu eu care e, da. Da. Cine nu, și în ce condiții îmi dă acest document? Pentru că probabil abia atunci când am aprobare de a scoate terenul din circuitul agricol, vin la garda forestieră și zic, oameni buni, ajutați-mă să merg mai departe, adică cu ceea ce înseamnă proiect tehnic și celelalte pentru a putea accesa și banii da. Necesari. E fix invers. Plantăm după în momentul deci în care nu, s-a... Nu așa începe, cu, adică nu știu, nu, eu m-am da. Gândit logic, dacă e bine spus așa, cum credeam nu. Eu. Ulterior se solicită trecerea din circuitul agricol în circuitul deci după silvic, ce e înființată da. Da. În ghilimele, da. Pădurea. Și nu se percep taxe pentru trecerea unui teren din circuitul agricol în circuitul silvic sau, mă rog, ce circuit are el, nu se percep taxe. Este gratis. Pentru că ne dorim, tot timpul a fost așa, ne dorim să se mărească suprafețele de fond forestier și tocmai de aceea nu se percep taxe pentru da. Trecere. Eu, în schimb, mă gândeam că garda forestieră, ce omule bun, ai titlul de proprietate, ai, e întabulat terenul, da, e întabulat. Unde figurează? Deci eu așa mă gândeam că da. E, că atunci când mă duc la cel care urmează să-mi dea
sfaturi sau, dacă vreți, am prezentat pașii pe care urmez, am toate aceste treburi, dar din câte înțeleg eu, probabil în afară de a dovedi proprietatea asupra terenului, da, nu mai trebuie în primă fază. Exact, exact, da. Este mult mai simplu. În sfârșit, da. Și doamna Antal, cam cât durează aceste pregătiri, dacă vreți să le numesc așa? Adică din momentul în care omul s-a hotărât, da, că are de la un hectar în sus, am, da, înțeles, da? Da? Care ar fi potrivit pentru a planta puiet de diverse specii. Repet, cât poate dura în timp aceste preparative până aici se spui omului, da, domnule, ți s-a aprobat, e ok, du-te și-ți cumpără puiet, du-te și-ți fă tot ceea ce trebuie, că ulterior, și îmi imaginez că așa se întâmplă, omul trebuie să-și cheltuiască proprii bani pentru a putea să-i recupereze. Cam exact. Așa e cu, da, fondurile, da, așa e, europene, ca să fim bineînțeleși, da, pentru, da, că unici, băi, din 13.000 de euro mă descurc. Dar marea problemă este că prima dată tu trebuie să ai banii respectivi, să investești ca să ți se ramburseze. Da, exact. Ca și timp, din momentul în care se interesează, să zicem așa, trebuie să ia legătura cu un proiectant. Aici timpul ar fi cât durează proiectul în sine. O săptămână, două, trei, să zic. Bun, au fost care au durat și o lună până ieși proiectul. E situația ideală, doamna Antal, da? Da. Eu mă gândeam luni de zile, un an, adică încep primăvara demersurile și până în toamnă s-ar putea să am toate aprobările ca să pot, da, categoric, pregăti terenul și să plantez, sau trebuie să rămân până în primăvara următoare, că știm bine, nu se poate planta la orice oră din zi sau din noapte sau, corect, în orice perioadă anului. Da, da, da. Cât, da, că există tehnologie, am văzut la alte specii nu forestiere, că poți planta și în iunie în verde. La noi mai puțin. Până, noi deci am văzut viță de vie că se planta în iunie în verde, uh-huh, și chestiile astea de aia. Deci tehnologie există. Dacă nu în domeniul forestier, înseamnă că acolo trebuie să respecti regula. Da. Primăvara sau toamna. Da, primăvara sau toamna la noi. M-a indicat toamna, dar e ok și primăvara, nu e nicio problemă. Ca și timp, de aceea v-am zis, în mod normal, în 2-3 luni ar trebui să fie. Deci încep, dacă vrei, da, să zicem toamna, ca să poți planta în primăvară. Da, da. Sau încep primăvara ca să poți planta în toamnă. Păi, bine, acum aprobările le poți obține în luna iunie. De aceea vreau să vă spun. Iese. Aprobările le pot obține după, după ce ai care primit ești în așteptare. Păi, ești în așteptare și plantezi când, da, dorești. Ce vrem să sensul de primăvară sau toamnă, da. Vis-a-vis de suma asta. Că cifra seamănă oarecum cu ceea ce se dădea cu ani și ani în urmă la reconversia în viticultură. Tot așa s-a început cu vreo 13.000 de euro și s-a ajuns până la 17.500. După experiența dumneavoastră, după informațiile pe care le dețineți, cât la sută din costuri acoperă această sumă? Pentru că omul trebuie să fie pregătit. Băi, eu să am banii ăștia, dar trebuie să vin și cu aportul propriu, adică, așa, da, zis, cofinanțare. Deci cam cât? Da, părerea mea este că o acoperă, țin, și ar fi un aspect de subliniat, că în primul an ai costuri mai mari. Bun, dar ai, în anii următori, costurile nu mai sunt atât de mari. Și suma rămâne? Suma rămâne, da. Bun, dar atunci trebuie să vorbesc cu specialistul, că așa doar să spuneați că se poate planta fără o unitate specializată. Da, dar deci munca necalificată o prestez eu. Da. Dar deja din anul 2 trebuie să intervină specialistul, după părerea mea. Nu neapărat. Din anul 2, întreținerea plantației. Bun, dar e întreținere, doamna Antal. Ai de făcut completări, pentru că e puțin probabil ca procentul... Păi dacă procentul... ai făcut plantația în primul an, ești capabil să faci și completările, da, dar zic, în anul 2. Și acum, deci ai încă niște cheltuieli, pentru că
Da, repet, ai niște cheltuieli, dar nu așa de mari ca în primul an. Nu ai certitudinea că 100% din puietul categoric introdus în pământ, da, o să prindă și rădăcină, pentru că sunt N factori care... Anul ăsta, de exemplu, a fost un an foarte prielnic. Da. Apropo, bun, ziceți dumneavoastră că omul poate face și singur o serie întreagă de lucruri. Dar în primul an, de pildă, după ce ai plantat și ai făcut gard, ai făcut totul în jurul viitoarei păduri, nu sunt de făcut anumite lucrări de întreținere, dacă vreți, adică, nu știu, stropiri care trebuie să mi le indice inginerul silvic sau așa cum se face, de fapt, stropiri, la orice plantație. Nu, stropiri. Adică, nu știu, sunt, în vederea combaterii bolilor și dăunări, dar modul ăsta stropiri, să da, ne am înțelegem. Am înțeles, dar nu e cazul. Nu, dacă vremea este prielnică, și Doamne, dă ploaie tot atunci când trebuie, atunci da, nu merge de la sine. Problemă. Merge de la sine, da. Poți să ai reușită de 95%. Deci chiar poți, dacă vremea ține cu tine, într-adevăr. Dacă vremea ține cu tine, poți să ai. Iar în rest, dacă poți să faci singur cu ajutorul apropiaților, în primul an poți să continui și după. Și subliniez, poți să-ți iei o firmă specializată care să se ocupe de așa ceva. Dar atunci banii sunt mai puțini. Banii sunt ai firme atunci, nu mai deci sunt ai tăi. Deci trebuie să plătești, bineînțeles, firma, da, da. Și cum bine știm, în asemenea situații, firmele nu dovedesc generozitate în sensul de a merge la niște sume minime, ci băi, și așa tu primești bani, ia dă-i tu la noi, nu? Cam așa sunt, adică nu știu, în alte domenii, poate în păduriri nu, dar în alte domenii, ce, sunt bani din ăștia europeni, sunt bani nu știu ce, așa hai că avem niște tarife ok, adică pentru prestator. Da, dar sunt foarte multe firme care se ocupă cu plantații, de la zero, să spun așa, și poți să iei mai multe oferte. Acum, dacă sunt mai multe oferte, poți să vezi care este prețul real. Da. Ce vrem să vă întreb? Vorbeați de împrejmuire de gard. Acești puieți sunt atacați, de pildă, de iepuri, precum sunt planta asta, livezile de măr, păr, prun, sau știu eu, sau doar împotriva căpriorului sau altor specii din astea care iubesc mugurii. Da, împotriva vânatului, să zic așa, e indicat să spui gard, mă refer pentru cei, dacă facem aici legătura, cu măsura 8 care am povestit devreme, prima împădurire. Plantațiile care se fac în fondul forestier... Bun, acolo e iară, probabil un alt regim. Nu e cazul, adică aș face niște ghilimele. Acolo merge în regim silvic. Exact, da. Deci, cu alte cuvinte, aceste suprafețe trebuie să le protejezi împotriva vânatului, împotriva, cum spunea noastră. Vânatului... Deci nu neapărat a iepurelui care o să roadă coaja de mesteacăn sau de plop. Dau un exemplu. Da, nu neapărat. De exemplu, am avut cazuri în care, tot așa cu suprafețe împădurite, nu în fond forestier, vorbim aici referitor la... Era un teren degradat, ca să vorbesc concret, și în primul an nu s-a gândit la gard, să-l pună în proiectul inițial și să-și instaleze gard. În vecinătate era o stână. Și frecvent, plantația era călcată și mâncată de animale. Ulterior, a constatat că nu poate fără gard. Deci, caz concret, deci numai vânatul, pentru că vorbim de suprafețe agricole care se împăduresc, și oile sau porcii domestici sunt în sate în care le dau drumul pur și simplu din curte, dar și vânatul, printre altele. Bun, dar în legea vânatului zice că poți solicita despăgubiri pentru pagubele produse de vânat. Vânat, da. Deci, cu alte cuvinte, oarecum
pe lângă gardul care e recomandat, ce spuneți dumneavoastră, deci nu e obligativitate, e recomandare, da? Da, 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 da. Omul poate atunci să solicite despăgubiri, nu știu dacă se plătesc, pentru că din câte știu eu, absolut în ultimii 30 și de ani, în județul Satu Mare n-au fost plătite despăgubiri pentru pagube produse culturilor agricole, nu da. Plantațiilor de pom fructifer sau de altceva. Da. Păi legea era așa de așa natură că era mai greu. Dar au fost cazuri în care s-au plătit. În ultimii ani ați... Acum nu neapărat în ultimii ani, nici nu am avut așa multe solicitări că... de pagube. Eu mi-aduc aminte acum că facem așa o trecere de la una la alta. Nu odată am văzut în zona pomi. Am văzut aici în zona Pădurea Mare. Am văzut, după aia am discutat în zona Urziceniului. Pagube produse de mistreți la greu, dacă e bine spus așa. Da, solicitări de la Urziceni am avut. Ori nimeni nu a reușit să îndeplinească acele proceduri, dacă da, vreți, sau este. Condiții pentru a putea obține măcar atât cât a cheltuit cu înființarea culturii, nu neapărat da. paguba. Acum s-a modificat legea și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul nu mai sunt așa de imposibile ca și... Nu mai sunt atât de draconice, da, nu? Da, da, da. Pentru că... Revenind la vechile prevederi, și domnule, să-ți asiguri pază, să faci, să drei, să culei, să nu știu ce ori, da. Paza e imposibil de asigurat. Mi-aduc aminte de un domn, un inginer, de fapt, de aici din Satu Mare, care a avut pagube în zona Pădurea Mare, Dorolți, ce băi, am cumpărat tunuri cu butelie, o mers o noapte, a doua noapte mi-o fura butelia. Da. Gata. Altul zice, și citeam pe internet, și băi, în butoaie de tablă a pus aparat de radio, a dat la volum maxim și zgomotul ăla a produs, parcă a ținut oarecum la distanță mistreții sau chestii de genul ăsta. Deci erau niște condiții absolut imposibile, dacă vreți să mă exprim așa, în ceea ce privește accederea sau accesul la a întocmi documentația și a zice, băiete, uite aici e suma stabilită de comisia de evaluare. Da, 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 da. Păi, în mod normal, evaluările, mă rog, la solicitările de pagube se transmit la minister, acolo, nu, depinde de... Depinde, de exemplu, dacă sunt la urs sau carnivorele mari, atunci merg mult mai repede, să zic, plățile. Iar la mistreți, că acesta este mai frecvent, puțin mai greu. Dar, cât de că... exemplu, când spuneați de tunuri, am avut o... ne-a căutat un proprietar care la fel avea instalat tunuri și avea o problemă, deci era în extravilan limită cu intravilan. Și problema lui era că vecinul îl suna mereu la poliție pentru că deranja liniștea cu tunurile. Și nici cum nu e bine. Iar îmi aduc aminte că tot așa discutând cu vânătorii, am aflat că au încercat cu gard electric, au încercat cu substanțe repelente, au încercat cu toate modalitățile posibile și imposibile, dar n-au reușit să impună un control asupra ceea ce înseamnă atacuri de mistreți. Doar pesta porcină africană a fost cea care a mai potolit lucrurile în sensul, să zic cu ghinimele, decimării efectivelor în anumite zone. Da, da. Din deci, păcate, ce să zic. Din păcate, da, am înțeles că au rămas așa cam pe anumite fonduri, poate 30% din efective. Da. Și atunci e limpede că atacurile nu mai pot fi de atât de mare amploare. Exact. Că da. Tot există. Animalul tot are nevoie de a se hrăni. Da. Da. Revenim la
Oile noastre, la oile apropo noastre, de da. Ceea ce înseamnă păduri. Păduri, da. Câte suprafață de pădure, dacă aveți o statistică, s-a replantat sau plantat da. În primăvara acestui an? Pentru că, din câte știu, an de an sunt anumite suprafețe prestabilite. Dacă nu se plantează primăvara, se plantează toamna, în funcție exact, de da. Condițiile meteo. Condițiile meteo, da. Deci, în primăvara acestui an s-au plantat, aici vorbesc la împăduriri integrale, 55 de hectare, 54,84, deci 55 de hectare. Și asta ce înseamnă? E mult? E puțin? Eu zic că aprecierile noastre. Este suficient. Dacă, ca și număr de puieți, am putea concluziona cam la 450.000 de puieți, dacă fac așa un calcul rapid. Așa de mult? Pe cei adică așa de mare densitatea. 55 de hectare, da, cam așa. Cred că înseamnă deci, da, 9.000 de puieți, grosomodo, 10.000 la hectar, la, nu? La hectar, da. Dar, și auzi, ce se întâmplă? Acum vă întreb eu de curiozitate. Da. Plantez 10.000 de puieți, da? Prin absurd, în caz fericit, toți se prind. Ce se întâmplă? Că aia înseamnă că la fiecare metru pătrat ai un viitor arbore. Da. La un moment dat nu te poți mișca în... După câțiva ani sau... Aici vine treaba silvicultorilor ulterior. Nu, dar întrebam ca idee. Da. Deci asta teoretic trebuie să fie în timp rărită, dacă exact. E bine spus așa. Adică să-i dea da. Pomișorului respectiv lumină și aer, că altfel nu... Da, și spațiu. Bineînțeles că lumină da. Și aer, că asta presupune da. Că atunci zici că poate respira vorba aia. Da, exact. Apropo, din astea 10.000, da? Cam cât poate fi o densitate optimă la pădurea care ajunge la 30 de ani? Acum, probabil vă pun o întrebare mult prea tehnică, dar cu siguranță density. O să uh-huh. îmi răspundeți, pentru că nu iau punctual pe specii, că îmi imaginez că și de ce specie da, depinde ai, de, dar așa de o medie, specii. Doamna la... Antal. Densitate când ajunge pădurea de ce? Ajunge deci de la masiv. 10.000 da. Start sau anul 2 să zicem okay, așa am înțeles. Cam până la ajunge jumătate. La 30 de ani da. Că după 30 de ani îmi imaginez că merge mai fără probleme da, 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 da. Până la 120 sau știu anumite specii da, depinde de specie da. Deci rămâne până la să zicem până la 30 de ani așa aproximativ jumătate cam așa, sau da. Mai puțin. Nu, deci cam eu întreb așa cât, și... cât ar fi normal. Pentru că am văzut păi. Acolo unde e deasă pădurea, pomișorul e firav, adică merge după lumină. Ori unde e mai aerisit, începe să facă deja coroană. Da. De aceea vă spuneam că e treaba silvicultorului să-și facă datoria, încep curățirile, bine, deja aici interior. Vorbim exclusiv de personal calificat. Categoric. Și probabil deja de cât? De până în anul 3, 4, 5 deja intervine? Nu, anul 3, 4, 5. Depinde acum de reușita plantației, dar după 6 ani se ajunge la închiderea stării de masiv. În majoritatea cazurilor, acolo unde condițiile sunt prielnice, la 6 ani se închide starea de masiv. După aceea intervine silvicultorul cu rărirea, să zicem, cum spuneați dumneavoastră, acolo unde sunt prea mulți puieți pe metru pătrat, vorba bine. Da, da. Și așa, încet, încet, se conduce pădurea la ceea ce vedem astăzi, pădurile de 80-100 de ani, 60, depinde da. De specie. Vedem munca celor de acum exact, 100 de ani. Da, 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 da. Da. Și da. Să știți că silvicultorii pun mare suflet în aceste împăduriri. De fapt, asta înseamnă silvicultură. Și atunci când mergem pe teren cu colegii de la Ocol, se vede pe fiecare în parte
cum vorbesc despre plantația respectivă, unde mare parte și ei cu mâna lor participă, sau și dacă nu, efectiv ei, coordonarea acestei plantații și până la ajunge stare de masiv, este ca și cum e munca lor, din curtea lor, din grădina lor. Deci se vede pe fața lor cât suflet pun. De fapt, asta este silvicultura. Da. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, nu foarte mulți, s-au plantat ceva puieți pe traseul la Livada și calea ferată care merge spre Negrești. La un moment nu suprafețe foarte mari, dar mi s-a părut că s-a dezvoltat senzațional de frumos și de bine, fiind acolo chiar la, la vedere, chiar lângă șosea, exact. Da. Nu știu. După aia în pădure, că tot în zonă s-au făcut ceva plantări și în pădure, acolo nu, n-am mai văzut, dar lângă șosea mi s-a părut absolut senzațional cum... Da, la fel sunt și celelalte. Deci noi, Garda Forestieră, verificăm aceste plantații primăvara și toamna. Toamna obligatoriu, pentru că atunci se închide anul cum ar veni și trebuie să vedem dacă s-au respectat toate propunerile și, bineînțeles, dacă s-au realizat ceea ce și-au propus. Nu avem probleme sau surprize în județ cu suprafețe neîmpădurite sau calamitate și necompletate. Deci, chiar nu, și mai ales anul ăsta, că a fost un an foarte, foarte prielnic. Primăvara aceasta a fost foarte prielnică pentru plantații. Arată așa cum vedeți și pe imagini. Da. Tot așa, făcând o întoarcere în timp, îmi aduc aminte că, tot cu câțiva ani în urmă, pe fosta groapă de gunoi a orașului Livada s-au făcut niște plantări, dar nu știu, n-am mai fost pe acolo, că n-am fost interesat, dar era, după mine, o muncă în zadar. Da. Deci pentru că am văzut ce și cum s-a făcut. Și câtă ieșit muncă ceva acolo este? Sau nu? Îmi pare sau nu rău, dar nu știu, cred că eu nu eram în sistem când s-a acum făcut. Acum câțiva ani au fost și am mers chipurile din partea presei să pozăm și noi, să imortalizăm că se fixează terenul, se acoperă groapa de gunoi, se pune în valoare, dacă vreți, acel teren. Dar când am văzut... Da, mi-aduc aminte, chiar știu că am... Doamna Beche și a fost prezentă, ca de obicei, era activă pe partea asta de împăduriri și mai ales că era vorba de groapa de gunoi. Da. S-a înființat acolo o plantație și arată bine. Nu, dar n-a fost ușor din cauza terenului, bineînțeles. Acolo știm bine că într-o groapă de gunoi sunt toate relele posibile și chiar nici condiții n-au fost de a putea face o groapă cât de cât să nu sufere puietul ăla. Da, decât să-și voi să intre măcar 20 de centimetri în pământ. Că în rest... Dacă nu respecti o anume tehnologie, îmi imaginez că munca e sortită eșecului. Da, normal. Deci n-ai rezultate. Da. Oricât o fi de mic, să zic așa, acel pomișor, trebuie să-i dai importanța cuvenită. Da, a spațiului și a terenului. Depinde și de specii, bineînțeles. Da. Specii care se prind mai ușor. Anta. Vorbeați și despre ceea ce înseamnă, ce știu, împădurire sau ce știu, intervenție în pădure. Fond forestier, dacă vreți, adică în pădure, unde, nu știu, s-au tăiat lemnele, nu știu ce s-a întâmplat. Da, ați spus că și acolo există posibilități de a obține niște bani. Exact. Din partea proprietarului, desigur. Da, este vorba de măsura 15.1, servicii de silvomediu, servicii climatice de conservare a pădurilor. Această măsură se referă la proprietarii de fond forestier, deci aici vorbim deja de pădure, care au amenajament silvic,
Amenajamentul silvic se poate face pe 100 de hectare, deci aici vorbim de la 100 de hectare în sus, dar nu neapărat, deci poți să te asociezi, poți să-ți faci forme de asociere, deci nu la notar sau așa mai departe, poți să te asociezi și depui proiectul pentru măsura respectivă, chiar dacă în acel amenajament sunt mai mulți proprietari. Da, cel puțin ăștia îți cunoscuți, nu ca și la pădurea care a fost în zona Vetiș, de nici astăzi nu e clarificată situația, cred. Da. Aici se plătește 40 de euro pe an și pe hectar, timp de 5 ani de zile. Condiția este ca să îți stabilești o zonă de liniște de 20% din suprafața proiectului, în care în acești 5 ani, în zona de liniște, nu se fac lucrări. Ulterior, după cei 5 ani, se poate extrage și din această suprafață posibilitatea. Deci, mie mi se pare că e păcat să nu depui proiect și pe această măsură. Și sunt asemenea solicitări, doamna. Da, foarte multe. Timp cât, totuși, cât aproape jumătate din fondul forestier al județului este privat. Da. Deci această măsură se referă la persoane fizice juridice și unități administrativ-teritoriale. Este cazul de pădurea statului. Ori toate pădurile care sunt private, dacă vreți, adică... Da. Intră în categoria asta, cel puțin teoretic. Și s-au depus foarte, foarte multe proiecte pe această măsură. Deci foarte mulți au rămas surprinși când au văzut că au primit atâția bani. Pur și simplu numai să lași 20% din suprafață în timp de 5 ani de zile să nu se facă lucrări. Să nu tulburi liniștea arborilor. Exact, da. Sau are vreun alt substrat această liniște, ce spuneți dumneavoastră, pentru ceea ce înseamnă faună. Exact, floră, faună. Acum floră, mă gândesc acolo unde e deasă pădurea, flora e mai săracă, dar mă gândesc la faună, pentru că tot vorbim permanent, de o bună vreme despre tulburarea habitatelor, tăierea pădurilor, obligă animalele să iasă din mediul lor obișnuit, să atace. Ori, gândindu-mă așa, la căprior, la cerb, la mistreț, care sunt mai frecvente acelea la noi în județ, cred că astea nu trebuie să le tulburi habitatul, că ies ele teren, dacă e bine spus așa. Da. Ajută, putem spune, și la serviciile de mediu, îmbunătățirea serviciilor de mediu, această măsură, pentru că în 5 ani de zile nu intervii absolut deloc, decât în cazul de doborâturi, în care trebuie neapărat să scoți arborii de acolo și lucrări strict silvice care se pretează în acești 5 ani, dar deci astea sunt excepții. Da. În rest, și încă un aspect, în cazul în care lucrările de exploatare le faci cu atelaj, primești 137 de euro la hectar. Numai că de când s-a deschis această măsură, în județul Satu Mare nu s-au depus proiecte pentru partea asta de lucrări, executarea lucrărilor cu atelaj. Nu mai sunt exploatatori care lucrează cu atelaj în ziua de astăzi. Și chiar am întâlnit persoane care au încercat să găsească exploatatori care să utilizeze atelajul, dar nu mai sunt. A trecut vremea în care în zona de deal calul era animalul care aducea lemnul la rampă, dacă bine spus așa. Da. Acum nu mai lucrează nimeni. S-a modernizat totul și altfel se lucrează. Da. Și această măsură este chiar binevenită și chiar mă bucur că s-au depus atâtea cereri. Sunt foarte, foarte puțini care nu au depus pe această măsură. Da. Iată că am ajuns, vreau să vorbesc despre doborâturi, despre, știu eu, lemne accidentate. V-aș propune să abordăm, fie și așa mai în grabă, problema asta a tăierii pădurilor, pentru că
televiziunile, justificat sau nu, nu comentez, prezintă destul de des acest furt zis de lemne din păduri. Da. Care e situația furtului de lemne la noi în județ? Dar în egală măsură, cine și în ce condiții stabilește cât poate fi recoltat ca masă lemnoasă, deci ca lemn? Da. Mai ales când e vorba despre suprafețe mai mari, deci nu mă gândesc așa că are omul un hectar și să spune, băi, poți tăia până la un metru cub sau până la 3 metri cub. Și atunci când zici, băi, avem un amenajament silvic sau știu și aici intrăm și recoltăm. Da. Repet, cine și cât așa cum spune, stabilește... Da, așa cum spunea și dumneavoastră, toate tăierile se fac în baza amenajamentelor silvice, acolo unde legea obligă la amenajament silvic, să deții un amenajament silvic, iar în suprafețele care nu au amenajament silvic, până în 10 hectare, și bineînțeles legea nu obligă, se extrag 5 metri cub pe an și pe hectar în funcție de arboret. Ca și cifre, în anul 2020 s-a exploatat în satul mare 128.000 de metri cubi. Iar în 2019, aproximativ 150-160 în județul Satu Mare. Bine, acum comparația pe care vreau să o fac e mare față de județul Bihor, care bineînțeles are mai multă pădure, de 3 ori mai multă decât noi, și au exploatat în 2020 600.000 de metri cubi. Bun, dar atâta vreme cât tot vorbim, adică vorbim... Exact. Necunoscătorii vorbesc despre acest jaf, despre distrugere, dacă vreți. Ce se întâmplă vis-a-vis cu acea masă lemnoasă? Adică, nu ce se întâmplă. Cine îmi spune mie, ca profan, băi, stai cu minte că de pe cele 37.000 de hectare, dau un exemplu din județul Satu Mare, se recoltează atâta masă lemnoasă. În schimb, sporul anual pe acele nu știu câte hectare e dublu sau nu știu cât o fi. Da. Adică nu știu dacă e corect spus sporul anual, dar... Creșterea anuală, da. Ceva similar totuși. Cred că am mai spus asta, nu vreau să mă repet și în alte discuții cu dumneavoastră și chiar și cu telespectatorii și colegul meu, Marius, asemenea. Toate tăierile care se fac în baza amenajamentului silvic, care este Biblia silvicultorului, nu te poți abate de la amenajament. Cele 130.000 de metri cubi care s-au exploatat anul trecut, bineînțeles că au trebuit transportate de acolo, din pădure, cu mijloace de transport. Camioane, mașini mai mici, căruțe acolo în apropiere. Există, nu știu cum să-i spun, isteria asta, sau nu vreau să jignesc pe nimeni, care orice transport de materiale lemnos care îl vezi pe drumurile publice, toată lumea sare și spune că uite, iară se taie lemn, iară-i furt, toată lumea consideră că e tăiat ilegal. Lemnul este o resursă regenerabilă. Când ajunge la vârsta exploatabilității, trebuie să îl extragem, pentru că altfel se usucă și moare. Este ca să nu se supere silvicultorii care se uită sau cunoscătorii, să zicem, nu știu, orice cultura agricolă pe care o recoltăm toamna. Pentru că atâta e viața, atât în toamnă trebuie să o recoltezi, da? Pentru că altfel putrezește acolo. La arboret, bineînțeles, la pădure, la arbore, vârsta este mai mare, depinde. De la 40 de ani la 30-40 de ani la salcâm, ajunge până la 100 și ceva de ani la stejar, 80, fagul 80, depinde. Când ajunge la vârsta respectivă, trebuie să-l extragem. Posibilitatea țării anuală este de 18 milioane de metri cubi într-un an. De obicei se extrage mai puțin decât de această cifră. Eu nu spun că
nu se taie în județul Satu Mare nici măcar un arbore. Pot să spun că nu se taie un arbore, dar în niciun caz isteria aceasta care este pe mass media și și eu, persoanele cu care prieten, cunoștințe, persoane cu care discut, au aceeași percepție. Deci rețelele unde vede camion cu lemne, zice, e exact, furt, da? Da. Pe rețelele de socializare circulă foarte mult, nu, tot timpul circulă astfel de informații, unele din ele false, în sensul că nici măcar nu sunt de la noi din țară sau... Și încerc să le explic fiecăruia în parte. E foarte greu. Pe unii chiar nici nu reușesc să-i conving. Pentru că sunt înverșunați că nu ar trebui să se taie, nu ar trebui să se interzică tăierea definitiv. Din păcate, nu vedeți, asta este... Din păcate vedeți că și televiziunile au arătat uneori tăieri la ras, cum se spune, nu știu, cu sau fără forme, dar acele suprafețe pe mulți îi răscolesc, pe mulți îi afectează, dacă vreți, emoțional și au o reacție cât se poate de vehementă. Da, eu înțeleg, dar poate ar trebui să ne documentăm înainte să aruncăm cu pietre. Da, dar vedeți că probabil nici... Este o vină și a noastră, a silvicultorilor, că nu am știut să combatem de la început. Comunicarea poate e defectuoasă, poate. Pentru că, vedeți, tot s-a arătat și la televiziune că s-a făcut somalul, nu s-a făcut, ce știu, fel și fel de da, programe, tot felul de idei din astea puse în practică pentru a putea monitoriza, pentru a putea vedea, cum spun veterinarii, dar cred că și dumneavoastră la fel, trasabilitatea lemnului. Exact. Din pădurea X ajunge în fabrica nu știu care. În ce măsură acest sistem de supraveghere și monitorizare rezolvă, dacă vreți, în bună parte, că integral da, probabil nu, furtul de lemne? Foarte. Deci nu vreau să mă refer la sumal și să-l asociez cu furtul de lemne. Nu, dar poate în că momentul furt în care sumalul 2 poți monitoriza, da, arată transparent și nouă și cetățeanului de rând, de la punerea în valoare cu coordonatele geografice a fiecărui arbore care s-a marcat, până la avizul emis din acea partidă și destinația acelui transport. Și de acolo, bineînțeles, toate transporturile sunt înregistrate în programul SUMAL 2 și coordonatele de unde ai emis avizul, ți se înregistrează coordonatele punctului respectiv. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, se poate deduce că un aviz de expediere nu poate fi utilizat de două ori, nu? Nu, nu. Așa cum... Înainte vreme era posibil. Da, da, da. Se mai practica, da, transporturile pe distanțe scurte, într-adevăr. Da. Nu, păi în momentul în care ai solicitat codul, se introduc toate datele în aplicație, acum nu mai există avizul de hârtie, avizul este tot electronic în telefon. Aviz de hârtie este numai în pădure, dau exploatatorii, acolo unde nu au... posibilitate să imprime acest aviz și în rest orice depozit este obligat să aibă internet și curent, se dă avizul pe electronic, iar transportatorii care nu sunt înregistrați în programul SUMAL li se dă acest aviz printat pe hârtie. Deci numai cei care nu sunt înregistrați în SUMAL. Și încă ceva, acesta vine cu o noutate. SUMALul 2 se înregistrează de către Garda Forestieră toți transportatorii de material lemnos. Ca să poți să transporti material lemnos, ai nevoie de această aplicație. De fapt, de aviz, aplicație. Ca să poți să descarci aplicația, se face solicitare la Garda Forestieră, îl introducem în sistem ca și transportator cu număr de mașină și absolut tot și atunci primește aplicația să poată să transporte lemn. Ce este o noutate, înainte transportatorii nu aveau... Cu alte cuvinte, nu orice camion are acces
la rampa de încărcare sau, știu, sau în pădure, nu? Da, da, da. Deci da. Asta se poate deduce din ceea ce spuneți dumneavoastră. Dacă nu ești în baza de date a gărzii forestiere ca transportator de lemne, n-ai ce căuta teoretic acolo, nu? Exact, da. Iar transportatorii non-sumali, dumneavoastră, eu sau oricine care nu, totuși are nevoie să transporte lemne la mama, la fratele, poate să transporte 20 de metri cub pe an pe un mijloc de transport, fără obligația deținerii aplicației exumala vize. 20 de metri cub pe an. Trebuie să ai aplicația, să fie înregistrat în sistem și se vede absolut tot. Da. Doamne Antaliată, că mai avem 2-3 minute probabil din timpul alocat discuției. Ce credeți că ați fi dorit să mai spuneți telespectatorul nostru și eu, da, și eu am uitat să vă întreb. Da, nu. Doresc să le spun să aibă încredere în silvicultori, asta spun mereu, și apropiaților sau celor care mai stau la discuții despre silvicultură, să aibă încredere în silvicultori, pentru că ei știu cel mai bine cum să conducă o plantație să ajungă în stadiu de pădure și cum să exploateze, deci cum să o pădure. Cum să gestioneze, dacă cum vreți, să gestioneze, nu? Mai bine, da. Și, nu știu, percepția despre noi silvicultorii că sau, cum să spun, să nu sune urât, că a mai fost și cazul de tăieri ilegale, nu pot să zic, dar să nu generalizeze și să se documenteze mult mai mult înainte de a comenta la ceea ce se transmite în mass media. Da. Eu vă mulțumesc pentru participare și... Mulțumesc și eu. Să sperăm că vom auzi vești și mai bune vis-a-vis de interesul sătmărenilor în a pune în valoare anumite suprafețe de teren pe seama fondurilor atrase. Îi așteptăm la Garda Forestieră. Stimați telespectatori, în speranța că invitata mea, doamna Maria Antal, v-a prezentat câteva aspecte referitoare la posibilitățile de accesare a unor fonduri din care să vă puteți realiza pădurea proprie cu precizarea de minimum un hectar. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de Informația TV.